suntem pe DN76, rușinea infrastructurii românești, coșmarul oamenilor. Sunt Alin Goga, fost director juridic la CNAIR, urmăriți Drumul Românești. Suntem pe DN76, Deva Oradea. Probabil într-un top al rușinii, acest drum este pe locul întâi în ceea ce privește eșecurile tuturor conducerilor companiei de autostrăzi și drumuri naționale din România de a gestiona în mod profesionist un contract. De 10 ani de zile, acest drum reprezintă un eșec major, așa cum spuneam, pentru toate conducerile companiei de autostrăzi și un coșmar pentru toți oamenii care trăiesc în zonă, dar și pentru utilizatorii de drum. De 10 ani de zile, acest drum nu este finalizat și acest eșec este datorat tuturor directorilor generali care au condus compania, fie că numele lor a fost Narcis Neaga, Cătălin Homor, Ștefan Ioniță, dar și al miniștrilor care au gestionat portofoliul Ministerului Transporturilor sau directorul regional de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj. Este incalificabil ca de 10 ani de zile un drum care are finanțare europeană să nu fie finalizat și să se afle în starea de degradare astăzi pe care o puteți observa. Nu putem să acceptăm aceste lucruri sau nu ar trebui acceptate, deși ele sunt tolerate de niște factori de răspundere care nu sunt de răspundere, ci sunt de irresponsabilitate. Bineînțeles că în același stadiu este și semnalizarea rutieră. Pe tronsonul construit proaspăt este în regulă. Am vizualizat și am verificat și indicatoarele și marcajul rutier este foarte bine efectuat și așezat la locul lui. Imediat când începe această porțiune neterminată și nefăcută, marcajul și întreaga semnalizare rutieră este inexistentă. Practic, șoferii probabil că se orientează după mijloace proprii sau cunosc drumul dinainte. Aici putem vedea foarte bine care sunt capcanele acestui drum. Suntem exact la separația unui tronson realizat față de un tronson care este nereparat. Se vede în spate că drumul arată perfect, așa ar fi trebuit să arate toate cele 6 tronsoane în 10 ani de zile, să fie rezolvate toate problemele, astfel încât oamenii să circule în siguranță. De 10 ani de zile nu înseamnă doar neputința companiei de autostrăzi. Asta este incompetență. Incompetență mai ales că toți directorii generali ai companiei s-au ocupat în mod special de acest drum la solicitarea autorităților locale, după reclamațiile făcute de oameni și la cererea factorilor de răspundere din Ministerul Transporturilor sau chiar din Guvern, respectiv a celor din Parlamentul României. După atâția ani de intervenție, după 10 ani de zile, după o decadă a istoriei noastre, realitatea este aceeași. Un dezastru.